formația de Liga a 3-a, AFC Câmpul Lung Mușcel, a produs schimbări importante la nivelul lotului de jucători, odată cu numirea lui Mircea Diaconescu pe postul de antrenor principal. Mulți dintre cei nou veniți sunt jucători cu experiență, care vin la Câmpul Lung pentru a forța promovarea echipei în eșalonul superior. Ultimul jucător anunțat de conducerea formației, aflată pe locul secund în Liga a 3-a Serie a 5, Alexandru Robert Longher, este un fotbalist cu 48 de prezențe în Liga 1, în cariera sa acesta evoluând de la FC Dinamo, FC Botoșani, Poliaș, Academica Clinceni și Unirea Constanța. Longher a venit la Câmpul Lung liber de contract după ce ultima dată a evoluat pentru CS Dinamo București. Formația lui Mircea Diaconescu s-a întărit în apărare prin aducerea unor forțe proaspete, Robert Stănici sau Demian Popovici, dar și în compartimentul median, acolo unde alături de Longher, în această pauză competițională au fost aduși mijlocașul camerunez Eric Alima, jucător venit de la Știința Miroslava, sau tânărul senegalez Mohamed Diop, mijlocaș venit din Belgia, unde a fost format la Academia lui Jeunesse Meulenbeek. Tot în această săptămână, conducerea clubului mușcelan a anunțat și încetarea colaborării cu jucătorii Cătălin Sajin, Codruț Turcin și Antonio Niță. Tehnicianul Mircea Diaconescu are nevoie însă de ceva timp pentru a-i face pe jucători să înțeleagă care sunt așteptările băncii tehnice și să creeze relațiile de joc corespunzătoare.